Momentul afirmării comunității elene din Dobrogea începe în 1858. Construcțiile de modernizare a Constanței și a Dobrogei au adus însă cel mai mare aflux de muncitori greci. Aceștia au participat la construirea podului de la Cernavodă, dar și la marile lucrări care au avut loc în portul de la malul Mării. Și nu este singurul domeniu în care grecii și-au pus amprenta. Toate acestea și nu numai se regăsesc în volumul Grecii Constanței Vechi. Cum trăiau grecii la Constanța atunci, de preocupările lor, cum simțeau ei evoluția societății, mai ales în perioadele când în Grecia erau probleme, cum a fost anii 1923 și 1935. Constanța era un oraș de emigranți, oameni veniți de toate colțurile lumii. Ei nu veneau aici ca să se exprime pe plan național, ci ei veneau ca să facă bani, să trăiască. Deci aspectul economic era cel care prima. Cartea scrisă de doctorul Constantin Keramidoglu a fost lansată weekendul trecut la Constanța. Volumul este împărțit în 9 capitole, are 548 de pagini și conține informații despre membrii comunității elene din Constanța din perioada 1850-1950. Sper să privească mai cu atenție către vremurile trecute, să încearcă să înțeleagă evoluția acestui oraș. Pentru că este trecutul nostru și e bine să ne bazăm pe ceva, că avem un trecut pe care îl cunoaștem. Nu un album de fotografii acasă uitat și despre care nu știm pe cine reprezintă. Grecii reprezintă istoria Constanței. Această carte este prima dintr-o succesiune. Ce va arăta nu numai despre greci, pentru că în carte nu scrie numai despre greci, scrie despre Constanța. Scrie despre vremurile trecute, scrie despre ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Cartea reprezintă la ora asta o carte de căpătâi în ceea ce privește grecii. În acest volum se regăsesc documente, dar și fotografii din acele vremuri. Nu lipsesc nici articolele din ziare. Toate acestea nu vor face altceva decât să ajute cititorul să înțeleagă mai bine rolul important pe care l-a avut comunitatea elenă în Dobrogea, dar mai ales în Constanța. Aduce în centrul atenției publicului larg 100 de ani din istoria Constanței, cumulată cu istoria grecilor din acest oraș. Eu sunt un cetățean român, al cărui bunic și străbunic au venit în anul 1910-1912 în România, au investit în primele zone petroliere ale acestei țări, fac parte din categoria grecilor comercianți. Ca să te familiarizezi cu Grecia, este neapărat nevoie să stai câteva ore la Constanța. Dacă am sta mai mult la Constanța, am învățat grecește mai iute ca la Atena, căci acolo se vorbește mai mult românește decât aici. Este vorba de un citat. Mie mi se pare că este o chintesență a acestei cărți și o chintesență a ceea ce trebuie să știm despre Constanța, iată, din punctul de vedere al comunității elene. Evenimentul a avut loc la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, în sala pictată, și a fost organizat de comunitatea elenă Elpis, cu ocazia Zilei Dobrogei.